Salutare toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Clash Royale alături de minunatul Rafael. Înainte de a începe acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și apăsați pe clopoțelul acela pentru a vedea cât mai multe episoade de Clash Royale. În descriere aveți Instagramul meu, nu prea fac follow, Rafael, 100 de follow în 2 zile, cine ai băiat asta, mă? Nu are lumea Instagram, înseamnă. Trebuie să prea multe poze. Păi am 3 poze deja, Rafaele, și încă n-am primit like la toate. Vom face un mic chest opening, 10.000 de like-uri cere Rafael la acest chest opening, altfel nu vom mai face episoade de Clash Royale. Ăsta va fi ultimul. Hai să vedem. Și a zis să-i dau și puțin boost pe iatul ăsta, dacă tu mi-ai dat contul. Dacă vreți boost, 10.000 de like-uri, hai să vedem. Hai să vedem, are classic challenge, nu pot să deschidem. Deschidem clan chest-ul. Ca întotdeauna nu pică legendară din clan chest, Rafaele. Trebuie să-l dau mai încet, că-l dădui prea tare. Gata. Avem la quest un magical. Hai să vedem. Dacă de noi astea două magical nu pică, înseamnă că e rig jocul. Hai, legendară din... Ok. Nu fac, nu scrie o istorie. Acum, trebuie să-i dea legendară. Hai, mă. Bă, bune, e rig. Legendară. Rigged. Bă, bune. Doar din... Cred că-ți pică o legendară din vreo 3-4 chesturi. Ok, hai, atunci o să pice în ăsta. Legendară! Nu pică nici în ăsta! De ce nu pică? Pentru că jocul nu este regulă. Te că deschizi pe ăsta gold, hai. Mamă, dacă nu mi-ar pică. Nici nu mai am dreptul să mai visez în jocul ăsta. S-a terminat cu legendarele tale. Ba, mai am un chest, hai să vedem. Doar asta? Mai brade, azi? Cum ghetă Sparky? Nou, nouță chiar. Nou, nouță, scoasă din cutie. Și mai avem un cont la opening Rafaele cu câteva chesturi, să trecem pe el. Ți-am mai revenit cu câteva chesturi de la Adrian ITB, băiatul ăla care i-am donat eu Rafaele acum câteva zile, dar tot nu era, era plecat la facultate. Hai să schidem. Schidem gen chestul ăsta și... Bineînțeles că nu! De ce? S-ar da legendară de chestul ăla. Ia. Yeah. Bineînțeles că nu deschid astăzi aia. Hai să vedem. Nu. Bă, n-am mai picat o legendară. Hai din Epic Chest. Legendară din Epic Chest. Fii atent, ești pregătit? Da. Cum ar fi fost, mă? Nu știu dacă e posibil, în primul rând. Nu, cred că e posibil. Cred că e al patrulea pe care îl deschid. Nu pică, ca de obicei. Avem un giant care nu pică. Mai avem clan chest-ul, ultimul chest. Nea. De ce ar pica? Și mai avem un chest de 6 window-uri. Ar trebui să pice aici. Nici măcar aici. Asta a fost Rafaele. Nu i-am adus nicio legendară din păcate. Asta e viața. Hai să trecem pe contul băiatului ăla mai mic. Să jucăm 2-3 meciuri și aia e viața. Băieți, avem pe băiatul ăsta Dani KSD. Și vrea și el să fie boostat. Are cărți destul de mare, adică ăsta de 5, nici Rafael nu-l are ăsta de 5. Așa grada ăștia, dar n-are bani. Hai să dăm și noi câteva meciuri, poate reuși să-l creștem. Zi Rafael, știu ceva, că se aude vântul. Profundat. Yes. Hai să vedem. Chiar dacă nu se aude Rafael, nu e nimic. Nu vom ignora pentru... Mom! What the fuck? De 10, e slab, mă. Nu să-i dai aia. Cum naiba are și flacără și câte speluri are? E taznic ce-ți facă aia acolo. Nu, nu știu eu care-i flacără. Nu el. Eu. Am flacără, tornadă, zap, săgeț. What the fuck, câte speluri am? Nu știu dacă e chiar bun. Tu ai mirat, dacă tu ești jucător bun. Chiar sunt bun, Rafaele. Dar e o problemă. Nu sunt căutat. Asta mă supără cel mai rău. O, uite cum zboară. Zici că e un porc care sună de porc zburător. Deși nu pune că ăsta pierdu. Pierdu elixir. De ce nu pune azi din carte? Dar nu spui că desplești pe alea că nu te cred. Oh, no. Ies așa, de 2. Și tu ai de 5. Ia
Mamă, ce la bareți fac aia, la bareți, la tort. Ia uite ce a făcut Rafael. La câte speluri am, nici nu mi-e... Pune mai multe speluri, Marius, în deck. Au mai multe decât o carte și toate speluri. Oare că se poate doar cu speluri? Nu, nu cred că se poate. Dacă pune ceva aici, îi dau așa. A pus degeaba scarniul ăla. Cred că doar trebuie să mă apăr aici. Opa. Trebuie să-i pe ăștia ocupați, că restul s-o ocupă ei. Are gigantul ăla. Ia uite ce fac azniurile mele micuțe. Azni. Așa, hai să vedem un buz micus pentru acest fan. Aruncă-mă și tu. Ia fii atent, 2 vs 5, Rafaele. Na. Îți ia turnul nebunul. Din auză, îi treci mai în spate aici. Azni, treci în spate. Ia uite, trâng, trâng. Boost completed, așa se zice. Ia mă, e all time high. Păi da. Nu e mă. E cu toți băieți ăștia, ia. 3500! Mie spun că ai 3500 de win-uri în arena nouă. Stai, știi, mă, zici că am vreo 700. Uite-te și tu. 2200, ok. După. 3600. Ce e cu băieți ăștia în arena asta? Eu credeam că în arena asta te relaxezi, faci pe hiri. Dar nu e chiar așa. Pă bune, și iar băiatul ăsta are prea multe speluri, exagerată multe. O jumate din cărțile lui sunt speluri. Iată. Hai că asta e culmea, niciodată n-am mai văzut pe cacuri aici. Două vrăjitoare, două fucking vrăjitoare. Vai mama. Bă, ăștia au cărți prea mari pentru arena asta. E, și aici, Eric, îți dai seama? Pune vrăjitoarea aia. Nu-o pecuță. Ne. Bă, ce încearcă de-astea, Mișele. Peca cu rage. Ai mai văzut vreodată în viața ta Peca cu rage? Nu. Eu până arena 4 foloseam rage-ul. Ia. Dai că mai avem unul. Și Hawk și Pekka. Cred că asta e cea mai OP carte din joc. LOL. Pă bune. Are aia, splash. Hai că mai rămas unul, măcar. Cred că vă cădea rage. Mamă, cred că moare.
My brother Azni? Got the pumpy. Pumpy înseamnă care pieptul mare. Băiți ăștia așa trebuie, bă, așa trebuie să le faci, sincer. Să ai 3600 de win, ia fii atent altul, 1000 de win. O legendară să-mi arăți, Rafaele. Păi stai un pic, că n-am unde să o legendară. Am peca. Bă, legendare vreau. Nu am legendare. 3 de ăștia sunt bun. S-a supărat, Rafaele, hoc de 8, vino cu a. Vino puțin aici. Că avem un hoc de 8. Wow! Mamă, ăștia pot da foarte mult damage, dar în păcate am King Tauro. Hai să vedem. Vezi să aveți hocul de 8? My brother Azni? Îl vezi pe My brother Azni acum? Are magicianul la tâmpit, aia mă enervează la el. La omul ăsta. Opa, s-a supărat ăștia proștii. Iată ce-i face lui Azni, lui Harry Potter. Bă. Ce ai făcut lui Azni? Cât trag Rafaele, hobula? Moare, moare! Le cam supărat, Maris. Are și rachetuță în deck, și pecuță. E, păi... Atunci doar mă apăr, dacă vrei să ne jucăm așa dure... Hai să nu zic o prostie. Ei, omorâță și pe ăla la orec. El totuși nu înțeleasă. Nu înțeleasă nimic. Nea. Dacă vrei de stea. Nea, hai să ne jucăm atunci. Hai să ne jucăm, Rafaele, dacă vrea de stea. Ca la Azni. Ia vezi aici. Moare, moare, moare! Ok, băieți, boosting complet la băiatul ăsta. Știți bine, acum e 2950. Pot să-l duc în arena următoare 10 cu succes. Deck-ul n-a fost prea bun, sincer. Am schimbat multe treburi pe aici ca să câștig. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, clopoțelul dacă vreți să fiți boostați și un subscribe și un follow pe Instagram. La revedere!